Bună seara, bine v-am găsit la ProSport Live. Vom discuta în această seară strict despre echipa națională, pentru că avem multe partide interesante, atât dubla echipei de seniori, cât și meciuri amicale interesante la Under 20 și Under 21, selecționatele conduse de Bogdan Lobon, respectiv Florin Bratu. Discutăm despre ce înseamnă echipa națională la toate nivelurile cu Marius Mitran, editorialist și analist ProSport. Bună seara, maestre, bine revenit! Bună seara, Victor! Bun, începem cu echipa de seniori, așa e normal. Suntem în momentul în care echipa începe să arate bine, din punctul meu de vedere, începe să se creeze o identitate cu Mirel Rădoi. Mirel Rădoi e un selecționer criticat, dar care parcă s-a mai echilibrat un pic după nenumăratele critici, dar care spune acum că gata, nu accept întrebări despre postul meu, mi se termină contractul după aceste două meciuri, discutăm atunci. Există în continuare, planează ideea că Mirel Rădoi nu va mai continua. Și te întreb acum, la cum îl cunoști tu și îl cunoști de când era încă jucător, orgolios, un oltean orgolios, e posibil să facă o nefăcută, să ducă echipa la baraj, să plece, ca să zică că va lăsa la baraj? E posibil, dar e puțin probabil, după reacțiile pe care le-am văzut astăzi dimineața la conferința de presă, după felul în care a răspuns la întrebarea la care nu voia să răspundă. Așa. Cred că e puțin probabil ca în cazul mergerii echipei noastre naționale la baraj, el să nu fie pe bancă. Și cred că asta se va întâmpla grație jucătorilor. Eu nu cred că, sau mă rog, nu cred că determinant a fost pentru el faptul că din nou federația l-a, pentru că știu că au fost discuții, l-a rechemat să-i propună prelungirea. Am vorbit acum câteva săptămâni cu Mihai Stoichiță într-o dimineață și la fel mi-a spus că au fost și ei luați prin surprindere de decizia lui de a renunța. Nu s-au așteptat, dar că vor discuta cu el și că lucrarea nu e închisă din punctul lor de vedere. Eu cred că dacă era doar între federație și Mirel Rădoi, tu ai folosit un mic pleonasm, oltean ambițios. Exact. Ambiția lui nu-i permitea să-și întoarcă înapoi cuvântul dat la conferința celebră când a spus că renunță. Dar eu cred că privirile, rugămințile și mai ales faptul că mai are două războaie totuși de dat cu acești băieți pe care nu-i poți refuza acum. Tu le ceri ceva, chiar în aceste ore când noi vorbim aici, între ei se întâmplă ceva, da? El le cere ceva pentru meciul de mâine. De la o respectare a așezării tactice până la implicare, până la înțelegerea unui rol și așa mai departe. E, întotdeauna, știm de la școală, da? Și tu trebuie să dai ceva. Și profesorul dă ceva. Profesorul trebuie să dea încredere. Să-i asigure. Ce profesor n-am avut, nu știu dacă s-a întâmplat, să faci pregătirea și să dai examenul cu altcineva, rare ori. Cred că ei l-au întors. Și cred că vom avea și tu ai informații din interior sau simți? Am ceva. Ai și informații? Am ceva, da. Deci tu simți și ai anumite informații că jucătorii fac tot posibilul să-l întoarcă. Cred că au făcut deja. Și crezi că au făcut? Deci crezi că el e deja decis? Eu cred că e decis și cred că folosește acest discurs, întrebați-mă după meciul din Liechtenstein, nu pentru a întreține vreun suspans sau pentru a mai încurca lucrurile, ci pentru, așa cred eu, pentru a face anunțul într-un moment cu adevărat semifestiv, dacă vrei, da? Domnule, suntem la baraj. Suntem la baraj. Continui. Mergem mai departe. Ei au crezut în mine, eu merg în continuare cu ei. Poate și pentru a-i răsplăti cumva și a-i supra-motiva pe jucători. Da, exact. Interesant. Rămâne de văzut, dacă așa va fi, să trecem noi cu bine de aceste două meciuri. Hai să vedem ce spun Rădoi și Vlad Chiricheș, cel mai vechi jucător al echipei naționale, despre posibilă plecare a selecționerului după aceste două meciuri. Ați avut în cariera de jucător o situație în care înaintea unui meci decisiv să știți că antrenorul cu care ați plecat la drum nu o să mai continue la echipă? Și dacă da, când s-a întâmplat și cum v-ați simțit atunci? Am avut de foarte multe ori și cred că înainte de toate trebuie să ne respectăm meseria. Suntem profesioniști și indiferent de numele sau vârsta antrenorului în fața noastră, noi va trebui să ne respectăm la fel antrenorul și la fel va trebui să facă și ei. Plus că, deocamdată, așa cum v-am rugat,
Am ales ca întrebările vis-a-vis de acest lucru să fie puse după aceste două meciuri, pentru că o decizie se va lua după aceste două meciuri. Care sunt principalele trei diferențe între jucătorul Mirel Rădoi și antrenorul Mirel Rădoi? Păi nu știu. Acum sunt mai bătrân, mai urât și mai sărac. Legat de mister, de a rămâne alături de noi, cum am mai spus-o, i-am transmis toată susținerea noastră. Ne dorim ca el să rămână alături de noi, să mergem la baraj și să încercăm să ne calificăm la campionatul mondial alături de el. Am avut câteva discuții cu el și sper să se răzgândească, să fie alături de noi și la meciurile următoare. Da. Parcă mai relaxat Mirel Rădoi. A avut o perioadă, el nu a obișnuit să fie relaxat, să comunice bine, după care a avut o perioadă în care s-a simțit că deja nu mai suportă critica, deja săriseră toți oamenii din fotbal și îl criticau că joacă preofensiv, că nu e echilibrat și așa mai departe, și era mereu irascibil. Acum pare din nou relaxat. Cum cântărești tu schimbarea asta, fluctuația de atitudine a lui Mirel Rădoi? Rezultatele. Ok. Rezultatele. E vorba strict de rezultate? Sigur, i-au dat încredere. Faptul că s-a dovedit că teoria lui despre fotbal începe să se confirme. Rezultatele noastre, dar și rezultatele din grupă, care au avut darul de a-i spori. Să știi că celebra vorba lui Tudor Mușatescu, nimic nu doare mai rău pe lumea asta decât norocul altuia, are și reversul. Nimic nu e mai bun decât ghinionul altuia. Faptul că Armenia face 1-1 cu Liechtenstein la Erevan, faptul că Macedonia conduce în Islanda și nu pleacă decât cu un punct, și rezultatele astea, și nu numai aici, au avut darul de a-i, cum să spun, de a-i da o anumită încredere că se poate. Și că depinde doar de el, pentru că ceilalți au făcut culoarul, să obțină acest loc 2. Și atunci și, eu știu, această maturitate din discurs. Rezultatele până la urmă, dar și la case foarte mari. Eu am văzut și la Mircea Lucescu, și în tinerețe, dar și acum, când se apropie de 80 de ani. Rezultatele bune îi dau o anumită filozofie, înțelepciune în discurs, rezultatele rele îl irită. Am văzut săptămâna trecută la o înfrângere ce criză de nervi a făcut după un rezultat. La Lucescu mai e ceva. Sunt lucrate multe dintre ele, sunt mici piese de teatru ca să, să facă... Sintite exact, da, în funcție de interes. Da, el știe ce s-a greșit sau cine a greșit și atunci știe ce să scoată cu un anumit discurs. La Rădoi sunt mai autentice, mai sincere, pentru că e foarte tânăr și cu experiență puțină, dar rezultatele l-au schimbat. Așa cum rezultatele îl vor... clasa într-o altă categorie de antrenori. El acum încă este antrenorul în care se poate da. Adică el are niște vulnerabilități, de la faptul că a selecționat aproape 100 de jucători într-un an și un pic, până la felul în care ne-a bătut Armenia, până la niște momente de scurt circuit în anul. Există selecționer care să nu fie avut, și vreau să vorbim de la generația de aur în sus. Să nu vorbim despre generația de aur, pentru că acolo nu prea existau scurt circuite. Erai, știai, erau, că bați pe toată lumea, așa, te băteai cu Franța, Italia, Spania, nu conta, tu erai care pe care. A fost vreun selecționer sau vreun mandat, hai să spunem, că s-au mai repetat, în care să nu există anumite mici derapaje? Nu. Indiferent. Nu. Chiar mă gândeam în timp ce puneai întrebarea, nu. Și spun că mă uitam așa în spate și noi avem calitatea asta, între ghilimele, noi românii, să apreciem după ce a trecut ceva timp pe toate. Îl criticam pe Pițurcă și ți-au ce aminte, piții la SNE, și acum uităm la Pițurcă ca la un zeu. Ce s-ar fi întâmplat că era Pițurcă selecționer? Angel Iordescu, cât de criticat era că juca defensiv cu generația de aur și acum nu uităm, antrenorul secolului, ce a putut să facă Iordescu. Oare ne vom uita și la Rădoi peste ani? Bă, parcă era mai bine cu Rădoi. Răspunsul e același, ca mai înainte, rezultatele. La ei putem face acest balans, pentru că pui într-o, eu știu,
pe o farfurie, acel piți-piți lasă-ne, jocul încâlcit, nespectaculos, la fel jocul defensiv al lui Iordănescu și așa mai departe, dar calificarea cu piții la Euro în 2000, calificarea cu piții la Euro 2008, aproape calificarea lui și cea din 2016, la Iordănescu nu mai spun câte poți să pui. Și atunci, da, apare acest regret, pentru că, vezi, până la urmă ei ți-au demonstrat ceva. La Rădoi încă totul e, mâncarea nu e gata. Corect. Nu e gata. E pe foc. E pe foc. Nu știu. Începe să miroasă bine. Bine, dar încă nu știu. Da. E nevoie de aceste 6 puncte și mai e nevoie de ceva. Eu în continuare sunt foarte sceptic cu privire la rezultatul barajelui. Am credința asta că vom ajunge acolo. Deci tu spui că problema pentru noi va fi abia la baraj. Abia la baraj. Acolo. Și îndrăznesc să mai spun ceva. Uite, sper să se păstreze această emisiune. Cred că va fi la al doilea baraj. Eu cred că de primul trecem. Doamne ajută! E, sunt acolo niște naționale, mă uitam, foarte puternice. Foarte mari. Și atunci, față de noi. Față de noi. Dar avem niște variante. Uite, dacă vrei, îți spun câteva variante nu posibile, dar cu care te poți lua la trântă. Nu spun că și câștigi trânta aia, dar te poți lua. Da? Ucraina, Cehia, Scoția. Mă gândesc și la pare Ucraina cea mai periculoasă dintre cele trei. Așa e și mie. Îți mai spun una cu care ai putea să ai o șansă. Norvegia fără Haaland. Pentru că este accidentat, pentru că ultimele știri sunt că va sta cel puțin 3 luni. După o astfel de accidentare lungă se revine greu. Sunt niște... Eu am fost învățat de când eram puși să gândesc lucrurile astea de la Mircea Lucescu. Lucescu se ducea până în cele mai mici amănunte. Să ducem meciul acolo. Cât de udat e gazonul. Cât de udat e gazonul. Vântul. Și a rămas celebră acea... Sunt multe ale lui, dar una este extraordinară. Jucam cu campioana mondială, lucru care a rămas valabil până în ziua de azi. Singura victorie a echipei naționale a României în fața unei deținătoare a titlului mondial într-un meci oficial. Și Lucescu spune așa, cu vreo două zile înainte de meciul cu Italia din 83, în mod normal, ei nu ne pot marca niciun gol, nici noi nu le putem marca lor niciun gol. Dacă se va da vreun gol și dacă vom înscrie, nu va fi decât dintr-o lovitură liberă. Ia ce-mi aminte, a fost pe genericul cu televiziunii, pasă Balac, șut, Bernie, lovitură liberă de la 20 de metri. Ce-a făcut Balac meciul ăla? Da, senzațional. Poate cel mai mult poate cel meci, mai bun al, meci al Balac, vieții nu? Lui, da. Deși Balac spunea că altul a fost, dar un meci pe care nu l-am găsit decât câteva secvențe. Balac spunea că cel mai mult i-a plăcut cum a jucat și cel mai bun meci al lui a fost un Chile, România 2-3. În 82, în Chile, în care dă 3 pase de gol, dă pasele de gol. Face. Am văzut câteva secunde, dar aș da orice să văd tot meciul. Revenind la noi. Hai să vorbim strict despre meciul care urmează, primul meci al României în această dublă, cu Islanda. Islanda, după ce, știm foarte bine, ne-a eliminat de la baraj, a mai avut, cred că, 16 partide. Parcă așa, da. Dintre care, nu mai mi-am aminte bine acum, dar dintre care știu că a avut doar două victorii. Două victorii. Nu, trei victorii, o dublă câștigată și una într-un amical. Așa, exact așa păi, a fost. Cred că dubla este cu Liechtenstein. Cu Liechtenstein, da, a câștigat ambele meciuri deci cu Liechtenstein și a mai avut un amical cu Malta. Și a câștigat acolo, deci practic atât. Tot Liechtenstein. Exact. Da. În mod normal, pe hârtie, Islanda este departe de a fi la nivelul nostru, chiar și cel actual. Dar România are cumva stilul rapidului, așa. Când e sigur că trebuie să câștige, atunci nu câștigă. Nu l-are Rădoi. Rădoi nu are... Rădoi este stilismul rapidist. Da, Rădoi nu are inhibiția asta. Ai văzut? El și discută. Felul în care el vine și își prezintă mașinile, felul în care spune... Foarte deschis. Foarte deschis. Spune în conferința de presă, sunt mai bătrân și mai sărac. Și mai urât. Și mai urât. Sigur, aici are de dovadă de umor. De umor, da. Da, umorul ăsta ascunde o atitudine mai, cum să zic, mai flegmatică, mai... sigur pe el. Mai sigur pe el decât mi-închipui ce e în picioarele jucătorilor și în sufletul lor, da, într-un meci decisiv. Ei sunt într-o situație de la un capăt la altul nouă.
Niciunul dintre ei n-a mai tras pentru o calificare la campionatul mondial. Să joace cu miză mare. Cu miză atât de mare, da? Să nu uităm, sunt 24 de ani. Bun, acolo. Hai să mergem să vedem ce spune Yanis Hagi, după care revenim să continuăm discuția despre partida cu Islanda. Cum pregătești tu două meciuri decisive, cum sunt acestea? La fel, orice meci, indiferent de adversar, fie că este unul mai slab, altul mai puternic sau miza nu este atât de mare, datoria numărului 10 este să meargă să creeze pentru echipă și principiile sunt la fel meci de meci. Ce fel de echipă a Islandei crezi că vom vedea comparativ cu partida tur și cum vom putea obține o victorie atât de necesară? Da, eu zic că o să fie un meci dificil, mai ales că ei, să spun așa, că vin mai relaxați probabil decât meciul din tur. Presiunea nu mai este așa mare pe umerii lor, mai ales dacă vin și jucători noi în echipă, dacă o să și joace, clar că o să vină să demonstreze pentru echipa națională, să confirme convocările pe care doar ce le-au primit de la antrenor și o să fie puțin mai relaxat. Și de asta cred că va fi un meci dificil. Noi, clar, presiunea asta este pe noi, dar cred că astea sunt momentele unde, sau cel puțin eu le consider momente unde fotbaliștii iubesc și visează la presiunea asta de când sunt mici, să joace în asemenea meciuri pe care sunt decisive, care pot să ajungi la un baraj, la o calificare și dacă tot nu ne-a mai calificat atât de mult timp la mondiale, cred că e un meci unde trebuie doar să mergem să ne facem datoria, să ascultăm ce ne zice mister, să aplicăm pe teren și așa cum am făcut ultimele două luni, cred că vom fi pregătiți din toate punctele de vedere să scoatem un rezultat bun. Ți s-a întâmplat cumva, mai ales în ultima perioadă, când șansele noastre de a ajunge la baraj au crescut, să visezi noaptea că ești la mondial? Sau ai visat poate asta și înainte, când erai mic, tocmai din dorința asta uriașă de a fi la mondial? Când eram mic, cu siguranță, chiar. Nu știu neapărat dacă campionat mondial, dar un turneu final, cu siguranță am visat că voi participa cu echipa națională și simt că suntem aproape. Trebuie să mai facem încă 2-3 meciuri, 4 meciuri foarte bune și eu zic că suntem pe un drum bun și cred că am confirmat asta în ultimele două luni. Un talent remarcabil și foarte tânăr, Ernest Sali e un jucător tehnic și de creație ca și tine. Într-un interviu pe care l-a acordat ieri, ne mărturisea emoționat că dacă nu ar fi fost regulile impuse de pandemie, și-ar fi dorit chiar să stea cu tine în cameră. Cum l-ai simțit tu la antrenamente pe Enes? Da, pe Enes îl știu de câțiva ani, de la Cupa Hagi, când a câștigat cel mai bun jucător, dacă nu mă înșel, și au și câștigat turneul. Și chiar de atunci vorbeam cu tata, spuneam că mi-a plăcut foarte mult de el și este foarte talentat și acum la fel, cred că își demonstrează calitățile zi de zi și aici la echipa națională. Îmi place foarte mult la el că are tupeu de fotbalist și chiar în ciuda vârstei de 15 ani, cred că își arată calitățile de fiecare dată când are ocazia și cred că e un atu foarte, foarte important să-l ai ca și fotbalist. Încrederea în sine e extrem de importantă și cred că, da, dacă aș fi stat în cameră cu el, probabil asta i-aș fi spus zi de zi. Încrederea în sine e cea mai importantă în fotbal și sper să o țină tot așa. Da, Yanis Hagi a ajuns la 23 de ani, 22 de meciuri deja la echipa națională de senior și 2 goluri marcate. Ce repede trece timpul și ce bine începe să arate jocul lui Yanis la echipa națională. Recunosc că eu mult timp am fost circumspect și mă gândeam, uite că nu e ce trebuie, uite că nu dovedește, pentru că primele meciuri, într-adevăr, nu se regăsea total, dar acum începe să devină din ce în ce mai important, din ce în ce mai eficient, mi se pare, la echipa națională. Așa e. Eu am crezut în el, în primul rând, grație poveștii. Adică eu am
Și eu mi-am dorit să cred grație poveștii. Da, adică el trebuia să, așa de pildă cum îmi pare rău în aceste momente, trebuie să o spun să nu uit că se termine emisiunea, îmi pare rău și cred că e un lucru pe care îl am putea reproșa lui Rădoi, faptul că Iannis nu are numărul 10. Îl văd totuși ca pe o moștenire, adică măcar acest... Că și el vorbește de numărul, de numărul 10, da, și vorbește mereu. El cumva încearcă și pune cumva presiune și spune că asta trebuie să facă numărul 10. Cumva, ce înțeleg eu, traducerea este, chiar dacă tu nu-mi dai mie tricou cu 10, eu mă consider numărul 10. Da, pentru că Iannis e crescut, e altfel, e gena evidentă a tatălui său, care și Gică la rândul lui a fost un jucător la începutul carierei și nu, de la început la sfârșit, foarte respectuos, foarte atent cu colegii, cu antrenorii. Sunt iarăși celebrele tiradele lui Pui Ordănescu către Hagi și Gică Popescu. Ei erau certații, da, generației de aur. Păi ei ținea cu două zile mai mult în cantonament și așa mai departe și ei acceptau. Lucru care nu se întâmpla în anii 70. Anii Flower Power și anii, știu eu, dezvoltării rock-ului pe planetă, la noi au avut un efect foarte interesant. Cornel Dinu, de pildă, care a fost ani de zile capitanul echipei naționale, Balaci, Liță Dumitru, erau niște rebeli, cu părul lung, cu oameni care aveau, pe cât e acum Dinu de înțelept, pe atât era acum 50 de ani de arogan, de actor, de Belmondo. Sigur că genul ăla de fotbalist avea și valoare. Eu zic că Iannis o are. Și dacă i-aș reproșa ceva, asta i-aș reproșa. Că nu are ceva mai mult din Dinu, de pildă. Mai mult tupeu? Mai mult tupeu. Mai multă siguranță. Mai multă... Să fie mai conștient de el, poate? Da. Pentru că, uite, chiar recent, puțin mai devreme, colegii noștri de la ProSport au scris despre faptul că Steven Gerrard e ca și numit la Aston Villa în Premier League și că unul dintre primele transferuri ar putea cu șanse mari să fie Iannis. Și vreau să te întreb ce ar însemna atât pentru echipa națională cât și pentru Iannis un transfer în Premier League. Sigur, Aston Villa, o echipă tradiție micuță, dar este totuși Premier League. Un pas înainte în mod clar. Aston Villa este o echipă de mare tradiție a lor, este Aston Villa este un fel de, cum să spun, de UTA Arad. E o echipă cu o anumită tradiție, a fost deținătoare de câștigătoare de Champions League, de Cupa Campionilor. Am și văzut-o la București când i-a bătut 81-82. 82, da, în finala cu Bayern München. I-am văzut învingând pe Dinamo pe 23 august, Toni Morvei și Show. Da. Mi-am amintit niște pase incredibile de 40-50 de metri impecabile ale lui Dinu în meciul cu Aston Villa. Iannis are acest talent, are această pasă, are o clasă. Iannis e mai bun decât toți de atunci, măcar pentru faptul că acum se joacă la o viteză extraordinară. Ba chiar Mister nu avea pasa lui Iannis și dădea acele pase. Avea tupeul de a da acele, da, pase de zeci de metri. Dumitru avea pasele extra și Dinu le avea, dar Liță Dumitru era numărul unu la capitolul pasă lungă și la deposedarea prin alunecare. Iannis are nevoie de mai... Încrederea și-a luat-o de la faptul că joacă în Deci Scoție. Mai mult tupeu. Tupeu, pur și simplu tupeu. Dar de unde să-l iei? Părinții lui sunt impecabili din punctul de vedere al relațiilor umane, da? Îi cunosc bine pe amândoi. Pe Hagi îl cunoaștem toți. El trebuie să ia de undeva. S-a dus iarăși în Imperiul Britanic, acolo unde... E și nu e școala tupeului. Știi unde e școala tupeului? Unde? În Italia. Mutu. Mutu. Aia e școala tupeului. Mutu. Mutu care spune când intră pe telefon acum 10 ani ce spune, nu știu cui, să se dea jos de pe iahtul lui, că e iahtul lui, care le spune fraților Becali care făceau toate eforturile să-l salveze după să dispară de nu știu ce locație, că va veni el și va face nu știu ce, care, Mutu acum e și el un înțelept. A trecut de 40 de ani. E o poză pe care am găsit-o în urmă cu câțiva ani. Mi-am amintit dintr-un meci Fiorentina-AC Milan. Este incredibil, că o știi. Așa. Este Mutu singur, ținut de gât și de tricou de
Zeedorf, Gattuso, Maldini, da. Și încă cineva, nu știu dacă Inzaghi sau Nesta. Toate legendele legate de tupeul lui Zesa, în ce hal a putut să-i enerveze, și acum o spun cu o notă pozitivă, pentru că e și asta o strategie, să enerveze adversarul, să ia cartonaș, de-au sărit toți pe el să-l ia de gât. De asta spui că are nevoie Iannis. Asta este, da. Crezi că se va schimba radical jocul lui dacă va găsi acest tupeu despre care spui? Da. Cred că da. Cred că el are nevoie de un pic, adică când a luat mingea în mână, cum să spun, să vadă că el este cel care va executa penaltiul, el va executa lovitura liberă. Aveți, tot timpul e o discuție acolo. Când el este implicat în anumite faze fixe, de pildă, e un mic cenaclu acolo. Pe vremea când tatălui, când noi aveam o lovitură liberă, se dădea toată lumea la o parte. Corect. Da? E, așa. Bine, trebuie să fie și pentru el. Trebuie să fie, dar să nu fie. E potrivit în momentul de față să fie, deși el execută bine lovituri libere, pentru că mai e un Nicușor Stanciu, mai e un Alexandru Maxim, mai sunt oameni care pot executa cel puțin la fel de bine ca Iannis aceste lovituri. Bun, vreau să trecem și la, culmea, un subiect care are tot legătură cu Gică Hagi. Enes Sali, 15 ani la lotul de seniori. Spune-mi cum vezi tu această convocare și te rog să ne mai spui de cazuri similare pe care ți le amintești din istoria echipei naționale, nu atât de recentă cum este Cristi Manea. Apelez la mintea ta, care este o adevărată bibliotecă a fotbalului. Da, cu cât mergem în timp, cu atât aceste cifre scad, cu atât se debutează mai repede, pentru că așa e lumea. Acum, e o altă dezvoltare, e o altă viteză. Uite, avem și imagine cu Enes Sali în prima zi la echipa națională. Este... Uite-l ce micuție. Impecabil că a fost chemat. Este o... Îți place pentru poveste. Pentru poveste, pentru el, pentru pur și simplu pragmatic să-l securizăm. Stau și mă gândesc, uite, aici cu Constantinovi, ce emoție fi avut în momentul ăsta când a venit la echipa națională să salute staful tehnic. Uite, cu selecționerul. Se vede cât de emoționat e Nicolae Dică. Și Nicolae Dică a fost... Uite, nici n-are curaj să se uite la Dică în momentul în care să uită în jos. E un băiat în clasa 9. Tu zici ce înseamnă, Marius, 15 ani, să te trezești, nu că ai nimerit și tu ca un copil pe acolo și faci o poză cu ei, nu, faci parte din acela îngrenaj. Și știi care e frumusețea vieții și a fotbalului? Faptul că aici sunt aceste emoții, aici sunt aceste gesturi, aici este, cum să spun, un respect care vine din nu știu, din buna lui creștere extraordinară. Cum crezi că va arăta băiatul ăsta peste 10 ani? Eu cred că mult mai repede. Și vom da imaginea asta, să zicem, hai să ne amintim de... Da, eu cred că așa va fi. Cred că cum? Un mare jucător. Un formidabil jucător. Are ceva ce eu n-am văzut la vârsta asta decât la Ilie Balaci. Ai văzut, spunea și Rădoi, l-am comparat la vârsta lui cu jucătorii de mare talent din acest moment consacrați. Și niciunul dintre ei nu făcea la vârsta lui ce face el. Și i-a enumerat pe Răzvan Marin, Iannis Hagi, Denis Man. Are ceva rar. Are o calitate uluitoare, ușurința cu care manevrează balonul. Pare genul de fotbalist... se spune că are dorm în pat cu balonul, cu mingea. Da. Are ceva, îl cunoaște bine. Se lipește de ea. Au o relație. Da. Da, au o relație. O chimie. Are și un gol marcat, parcă cu Clincen, dacă nu mă înșel, parcă în farul Clincen. Da, e cel mai tânăr marcator din istoria Ligii I. Locul 2, Giolgău, locul 3, Dobrin. Numai asta și îmi spuneai să-mi aduc aminte. Păi, Giolgău debutează la vârsta lui și foarte rapid și în echipa națională, Dobrin la fel, Balaci la 16 ani, 17 ani deja era titular în echipa națională, atenție, într-o linie de mijloc unde erau Dinu, Dumitru, Iordănescu, Bălănii și așa mai departe. Da. Cel mai tânăr debutat în momentul de față este Cristi Manea, 16 ani și câteva luni, nu mai știu câte luni, dar 16 ani. Și uite că Pițurcă l-a debutat, nu s-a înșelat. L-avem în echipa națională și acum după atâția ani. Da. Și la el n-a fost un caz, că aici la Enes Sali, atenție, nu-i contestul nicio formă valoarea copilului, mai este și o chestie de strategie.
Păi asta probabil l-a adus cel mai repede. A și spus că... Mirel, domne, trebuie să aibă 3 meciuri bifate ca să fie blocat. Securizat, dar să nu mai poată fi luat. Aici poate, sunt sigur că îl va băga măcar un minut pe final, indiferent de rezultat. Absolut. Asta e și scopul venirii lui el. Trebuie păstrat. Sigur că trebuie făcut acest lucru. Că... Îl putem pierde? Ce părere simți că ar putea exista vreun risc? Mai avem cazuri. Faptul că e deja acolo și că probabil până duminică, până la următoarea noastră emisiune, va avea două prezențe la echipa națională, mă face să cred că nu îl vom pierde înainte de a o face și pe a treia. Bun, hai să vedem ce spun Rădoi și Chiricheș despre Nesali, după care revenim să comentăm. Este și unul din motivele pentru care este aici, dar nu este singurul. Aș face o paranteză și aș spune în felul următor. În toată perioada asta am încercat să adunăm foarte multe informații, chiar și prin prisma voastră. Acela că am dat timpul puțin înapoi și am încercat să adunăm informații despre jucătorii care la 15 ani au avut impactul pe care îl are Sali la nivel de fotbal românesc. Evident că direct nu am putut decât doar am cules informații când vorbim de Gică Hagi, ce făcea la vârsta aia, de Balaci, de Dobrin, de Sorin Cârțu și așa mai departe. Exemplele pot continua, sunt câteva. La fel am venit în... mult mai aproape de momentul actual și am întrebat să vedem ce au făcut jucătorii care au fost la fel de talentați ca el, dar cum arătau la vârsta lui Sali. Și ne-am dus către Ianis, către Cicâldău, către Moruțan, către Man, către Coman, către Tănase și până la urmă ne-a ieșit că niciunul a avut impactul așa mare pe care l-a avut Sali la vârsta lui. Asta înseamnă că este un talent pe care România, în momentul de față, din punctul meu de vedere, nu și-l poate permite să-l pierdă. L-am felicitat pentru convocare și așa prin cantonament i-am spus să aibă încredere, să joace foarte relaxat și l-am văzut că în antrenamente e foarte dezinvolt și este un jucător foarte bun. Dar cu datul printre picioare încă n-a avut șansa. Da. Așa este. E foarte corect ce au spus și Rădoi și Chiricheș. Probabil întrebarea era, da, s-a apucat să vă dea mingea printre picioare la antrenament sau nu știu ce. Apropo de asta, ar trebui să încerce și sunt convins că ar fi spre binele lui să încerce așa ceva. Mă întorc un pic la Balaci, nu doar că a jucat titular în echipa națională, mi-aduc aminte într-un meci cu Franța, dar îi dirija, îi așeza în teren la 17 ani. Asta înseamnă să fii și lider. Îi așeza în teren. Le spunea lui Dumitru, care ținuse pe Pele și pe Bobby Charlton la mondiale, unde să stea. E, asta, acolo trebuie să ajungă și Ianis, și Nesali, pentru că noi ducem dorul unor jucători nu neapărat de valoare, pentru că noi am avut întotdeauna o valoare care să ne permită mai mult decât am avut. Noi n-am crezut în noi. Noi ca neam suntem așa. Noi nu am crezut în noi. Dacă ne iei, hai să vezi, la NASA, la unde, dom'le, sunt români, nu știu ce ingineri, nu știu ce bănci din America sunt conduse de români, dar noi, în ansamblu, echipa națională asta de 20 de milioane, rare ori a avut încredere în ea. Când a avut, a reușit lucruri extraordinare. Cum se pare ție Islanda? Hai să vorbim Islanda? Concret pe meciul ăsta. Ți-e frică de Islanda? Mi-e frică de două lucruri. De Islanda sau de Liechtenstein? De cine ți-e mai frică? Hai să punem de amândouă și spun imediat. De Islanda, în meciul cu Islanda de mâine, mi-e frică de două lucruri. Unu, de faptul că n-au nimic de pierdut. Doi, de faptul că n-avem spectatori. Un meci pentru mondiale ar fi umplut mâine stadionul Ghencea, da un scris. Promovat așa cum trebuie de, eu știu, de federație și subliniată miza prezenței la campionatul mondial, ar fi făcut stadionul să fie neîncăpător. Deci mi-e frică de faptul că sunt singuri acești copii pe teren. Doi, mi-e frică de Islanda că este cea mai periculoasă adversară posibilă. Adversara care vine să joace. Și mai e ceva, nu este Italia care nu are nicio șansă sau Grecia care nu are nicio șansă și în care la sudici poți să bănuiești o anumită delăsare, o anumită preocupare pentru meciurile echipei de club. Nu, sunt nordicii.
La ei nu există. Că e miză, că nu e miză, că e acasă, că e în deplasare. Ei au o misiune. Trebuie să intre pe teren, au fost aleși și vor juca. Pe de altă parte, valoarea noastră este superioară, evident. Încă un semn de întrebare ar fi faptul că, uite, vorbeam mai devreme, Macedonia nu i-a învins. Cine știe ce șanse n-aveau nici atunci și jucau acasă. E un pic de teamă la această echipă care nu are nimic de pierdut, cu adevărat. Meciul cu Liechtenstein mi-e frică de ce am tot vorbit aici, în aceste luni, de miza... Acolo va fi și mai greu, ar fi putut fi orice națională. Dacă trecem cu bine de Islanda, da. Acolo va fi miza inclusiv și cu Malta, va fi o miză imensă. Sigur, nu știu, cu orice națională de semiprofesionist. De aceea Rădoi zice bine, trebuie să-mi rup carnetul de antrenor și ei să-și arunce ghetele. Dacă a încercat să anticipeze starea de spirit de acolo. Ideea e asta. Trebuie, nu se poate, adică nu merităm să, da. Să mergem. Și deși e un clișeu, a devenit un clișeu în fotbal, are foarte multă înțelepciune în el. Nu mai există echipe mici. Chiar cred chestia asta. Pentru că trăim vremuri în care se tehnologizează totul, avansează informația foarte rapid și nu mai e ca pe vremuri când aveai englezii care erau dezvoltați, iar ceilalți stăteau în bezna evului mediu fotbalistic. Nu. Acum toată lumea are acces la informație. Și au învățat niște lucruri elementare. Sigur că talentul pe care îl are, nu știu... să spun, Kai Havertz, nu l-are un jucător din echipa Islandei. Corect. Dar să stea în teren, așa cum îl pune Tuchel la Chelsea pe Kai Havertz. Să temporizeze efortul. Sigur că aia poate să învețe. N-are execuția, n-are reacția lui Havertz, da? În finala Champions League, cum pleacă. Dar să stea în linie la offside. Dar să stea în linie la offside. Poate fi învățat și chiar a învățat lucrul ăsta. De aia nu mai există. Așa e, nu mai sunt echipe mici. În schimb, ce să vezi, firar să fie echipe mari, continuă să fie. Bun, echipe bună foarte precizare. Mari sunt, da? Adică sunt niște nume care... Da. Hai să mergem să vedem ce spune Răzvan Marin. Trebuie clar victorie cu Islanda. Scenariul ideal ar fi să deschidem scorul încă din startul meciului. Care crezi că va fi cea mai mare provocare pentru voi? Să fiți răbdători și precauți cu tentația asta de a ataca total din start sau să pornim în asediu ca să marcăm cât mai repede? E greu de spus, e greu de spus, pentru că până la urmă cel mai important e ca la finalul meciului să avem 3 puncte. Cred că ne trebuie multă răbdare, să nu ne grăbim, pentru că într-un meci se poate întâmpla orice pe durata celor 90 de minute. Ai apucat să discuți cu Mirel Rădoi despre situația lui la Națională? Pentru că spuneai acum ceva vreme că ai vorbit cu colegii și că urmează să faceți această discuție. Da, am vorbit deja cu Mister, eu și câțiva colegi. Am spus-o și repet, noi ne dorim în continuare să rămână alături de noi, dar acum e mult mai important să ne concentrăm pe aceste două meciuri și după vom vedea. Crezi tu că are special Niță de reușește prestații aproape miraculoase de multe ori la echipa națională? Da, Nițache e un portar foarte bun, demonstrează asta de fiecare dată când are oportunitatea. Da, e foarte serios, își dorește foarte mult. Cred că asta îl face diferit, are o dorință foarte mare. Îl vedem tot timpul chiar și la antrenamente, nu știu, când se bate un penalti, când se bat niște lovituri libere, el tot timpul vrea să fie din bar în bar. Te gândești că vei deveni antrenor după cariera de jucător? Te pregătești cumva din timp pentru asta sau te concentrezi total la ce ai de făcut acum în teren? Ești încă tânăr, dar da, dar nu, sincer, nu prea mă atrage momentan meseria de antrenor, nu știu, nu m-aș vedea antrenor. Mi se pare destul de greu și nici nu-mi place. Mai degrabă, nu știu, m-aș vedea ceva poate prin conducerea unui club, ceva de genul ăsta. Dar am foarte multe idei în cap, cred că am o memorie destul de bună și am foarte multe idei și am văzut foarte multe stiluri de joc și stiluri ale antrenorilor. Răzvan, penalti în minutul 90 cu Islanda, la scorul pe care nu ni-l dorim, firește 0-0. Te încumeți dacă te desemnează Mirel să execuți? Bineînțeles. Am ratat un penalti cu Georgia, dar nu... Adică, într-adevăr, mi-a părut rău, dar viața merge înainte. Au fost cotori mult mai mari care au ratat
în momente poate mult mai importante decât, decât va fi, dar sperăm să nu fie. Deci, nu, normal, bineînțeles. Da, și Răzvan Marin, un alt produs al Academiei Hagi, al filozofiei Hagi, să-i spunem așa, a ajuns la 35 de meciuri pentru echipa națională. O piesă care nu trebuie să lipsească niciodată, bine ai subliniat. Joacă constant în Serie A. În Serie A, unde nu avem prea mulți la nivelul ăsta, mai e Tătărușanu care a prins acum pentru că e accidentat și o face titularul, bine, cum spun impecabil, chiar mai bine decât a prins Drăgușin, vom discuta imediat și despre Drăgușin titular, l-am văzut în meciul cu Torino, da? Deși pierdut a fost, a făcut un meci fundaș dreapta. Da. Ce să spun de Răzvan Marin? E filozofia pe care ai văzut-o și cam toată a venit spre echipa națională mare, pentru că de acolo vin și Ianis, de acolo vine și Răzvan, și Cicâldău vine de acolo, au trecut și Alibec, și Toșca, sunt mulți, nu-mi vin mie acum, sunt mult mai mulți. Și aia e o școală, nu doar că e cea mai bună școală, cea a lui Hagi, dar este sub standardul ăla campionii creează campioni. Trebuie să ai un model înalt ca să poți să reușești. E credința lui Hagi și cred că are toată dreptatea. Ce îmi place la Răzvan Marin este că nu și-a pierdut nu simțul umorului, copilăria, inocența, și Ianis e așa. Ei vorbesc ca și cum n-ar fi vorba despre ei acolo. Ei toți vorbesc, și asta e un punct bun în favoarea lor, ca despre un film în care ei sunt bucuroși că sunt implicați. Da, să vedem cu tare, da, o să bat un penalti, da, am mai ratat cu nu știu cine, totul e cu zâmbetul pe buze, nu mă gândesc să mă fac antrenor. E o atmosferă, toată asta este atmosfera și felul în care, maniera asta lor de a privi fotbalul, cred că îi se datorează lui Rădoi acum. Rădoi este un antrenor care are acel jemafișism din care se cere până la urmă. Pițurcă i-a ținut sus cât i-a ținut, cu o severitate, cu o disciplină, cu o încrâncenare. Când n-a mai funcționat această severitate dusă la extrem, s-a pierdut echipa națională. Rădoi e clar că nu-i ține așa. Am văzut cum a intrat Enes Ali, da, zâmbete. Nu știu, mi se pare că... Mi-au de imagine pe care le-ai rulat chiar tu cu Olaianos la replay, cu venirea marilor fotbaliști în cantonament, cum erau întâlnirile, da. Aveau totuși o altă atitudine în față de Anghel Iordănescu, de respect, dar cumva de la egal la egal, suntem cu toții campioni, se pupau, se luau în brațe, da. Parcă Iordănescu era coleg cu ei. Cred că erau imagini din 96, dacă nu mă înșel? Da, din 96. Bun, am reținut bine. Aici e altceva, aici sunt niște copii care se uită la selecționerilor ca la un poster. Te am acasă pe perete și acum te văd în realitate și mă pierd total. Da, pentru că în primul caz avuseseră niște bătălii uluitoare și le trecuseră împreună, era ca sergent. Și au fost momente când generalul a fost salvat de soldat, exact. A băgat sabia să-l, exact. Să-l salveze și se schimbă raportul. Evident, iar aici Rădoi este un ciuda faptului că ni se descrie ca sărac, bătrân și urât, este un fost fotbalist mare, important, participant la turneul final, a fost la Euro 2000, milionar, un om care a reușit în viață și care le este superior deocamdată, da. Tuturor. Profesional vorbim, da, cel puțin. Le este, da, superior. Corect. Bun, hai să trecem repede și la România Under 20, pentru că se joacă cu Polonia mâine pe stadionul, da, Anghel Iordănescu din, da, Voluntari. Vreau să mergem să vedem ce spune selecționerul Bogdan Lobonț despre această partidă, după care revenim să comentăm. Dar explicați-mi și mie cum se poate explica, haide, că o echipă care pierde, face ce nu au pierdut, dar totuși au demonstrat o mentalitate de învingător. Deci aici este diferența. Asta
mentalitatea asta se construiește în timp. Înainte de mentalitate trebuie să vorbim de cultură. Cultură la 360 de grade, nu doar cultură. Mergem la școală. Statisticile sunteți voi care le faceți. Nu pot să... Eu de ce să fac statistici? Eu nu sunt statistician. Este, cred că, Institutul de Statistică care are competențe mai mari decât mine în domeniul ăsta. Așa. Sunt jucătorii care sunt la dispoziția noastră și îi iubesc pe toți. Îi iubesc pe toți și vreau ca toți să fie la Naționala Mare. Hai, este alt subiect. Dacă știți deja răspunsul. Ai joc bun de picior și sunt bun. Poate am și joc bun de cap. Sau poate am și joc bun de cuvinte. Joc bun de cuvinte? Nu. Nu. Să o spunem pe aia dreaptă. Nu. Să lase cuvintele pentru alții. Da, Bogdan Lobon, selecționer. Știu că am mai văzut chiar cu tine niște declarații ale lui Lobons care ne-au lăsat un pic pe gânduri, așa. Eu sunt pe gânduri și acum n-am prea înțeles, spun sincer, ce a vrut să spună Lobons. N-am prea legat ideile, poate sunt eu obosit că e seară. Mă rog, încearcă și Lobons, un fost mare jucător al echipei naționale, unul dintre cei mai mari portari din istoria României, un portar care putea poate mai mult la echipele de club, mă refer aici în special la Roma, dar trebuie apreciat la Lobons faptul că a avut curajul să plece dintr-un loc călduț la Roma, i se dăduse să fie antrenor cu portarii la AS Roma, unde este și era foarte respectat și a ales să spună nu, vreau să fiu antrenor principal. Asta trebuie să respectăm. Până acum rezultatele nu l-au ajutat. Rămâne de văzut ce se va întâmpla. Mă rog, Naționala Under 20 nu înțelege neapărat. E experimentală totuși. E un lot. Da, e un lot. Eu nu prea înțeleg rostul Under 20. Pe lângă banii care vin în plus de la UEFA pentru federație, alt rost nu văd. Și o cum se spune acum, e clasa 0 pentru Under 21. Da, nu prinzi la bratul, hai că erai acolo în lotul lărgit, du-te repede la Lobons. E o modalitate de a ține în circuitul echipei naționale, de a îmbrăca în mai tricolor, tineri. Mai mulți tineri, care acel tricou... Poate nu e chiar rău. Nu e rău, sigur, nu e rău că îl îmbraci și poate însemna ceva pentru tine. Acum, nu știu dacă Lobons e omul care să ducă mai departe, pentru că ideea nu era... Dar aș fi văzut în locul lui pe altcineva, în sensul pe cineva cu o experiență totuși venită. Adică Bratu are o experiență. A luat un titlu național, o experiență ca antrenor, mă refer. Nu discut valoarea lui Lobons ca portar. Dar ca antrenor de lot trebuie. Bratu a luat un titlu la tineret, s-a bătut, a fost la Dinamo, a câștigat un play-out cu Dinamo. Exact. Da. Adică e îndreptățit să are fie niște, acolo. Are niște argumente. Da. Poate să spună niște lucruri în fața unor oameni. Poate în fața altora nu. Dar un discurs din partea lui Bratu despre capacitatea lui poate și fi parcă făcut. Și totuși și darul vorbirii mai mult decât aia nu mai bonți. Vorbesc. Păi am stabilit că nu. Și atenție, Bratu a mai văzut că a ținut diverse discursuri și pe la Chiajna, mă rog, știe să vorbească pe înțelesul fotbaliștilor. Are un mod autoritar cu care eu uneori nu sunt de acord și am spus și lui că toată mi se pare prea autoritar, dar el știe ce are mai bine ce are de făcut, dar parcă știe să se facă înțeles. La Lobons mi se pare că nu e încă ce trebuie. Poate și pentru că a stat mult în Italia, a plecat, poate a uitat să vorbească româna așa cum ar trebui. Mă rog. Poate că n-a avut o plecare bună în meseria asta. Trebuie, ca să ajungi la lot, trebuie să te bazezi pe ceva, să ai un succes. Exact. Aici e clar, la Lobons numele l-a propulsat pe postul acesta. Bun. Hai să trecem la Under 21. Tineretul este în cantonament cu Florin Bratu. Va urma un meci în Italia la Sassuolo, pe 16, parcă, dacă mă înșel, noiembrie sau ceva de genul. Nu se joacă chiar acum. Probleme de lot însă. Marković are niște probleme personale. Știți despre ce e vorba? Poți să-mi spui?
Ce sunt probleme personale? Nu, chiar nu știu. Ok. Nu știu. Chiar nu știi sau vrei să spui? Nu, nu, chiar nu știu. Câmpanu s-a accidentat. Au venit de urgență Rare și Lie de la Rapid și Luis Munteanu de la Lobons de la Under 20. Hai să vedem ce spune Marius Nicolae, directorul sportiv al celor de la Under 21, după care revenim să acum. Sunt niște exerciții pe care, de finalizare, că am făcut cu atacanții, pe care mi-au folosit și mie în cariera mea. Sunt bucuros pentru că au reacționat foarte bine și chiar le-a plăcut exercițiile pe care le-am făcut împreună. Dintre jucătorii de la această acțiune, este vreunul care te-a impresionat prin execuții? Tu erai și un atacant de execuție. Da, sunt mulți jucători care m-au impresionat și mie nu mi-a plăcut niciodată să menționez un anumit jucător, pentru că forța echipei ți-o dă grup. Mi-au plăcut toți atacanții pe care i-am văzut aici și acum depinde numai și numai de ei să marcheze cât mai multe goluri la echipele unde evoluează. Dată, există vreun jucător care se aseamănă ca stil de joc cu Marius Nicolae? Din nefericire la Under 21 nu este niciun jucător care se aseamănă cu mine. Bine, timpurile s-au schimbat, acum se joacă alt sistem, nu mai se joacă cu acel număr nou virș împins. Acum sunt atacanți de viteză, tehnici, se joacă altă tactică, iar din punct de vedere fizic nu e niciun asemănător mie momentan. Sper să-l găsim și să apară, pentru că și echipa națională mare duce lipsă de un veritabil număr nou. Bun, am revenit scurt. Cum crezi că este atmosfera cu Radu Drăgușin la Naționala Tinere după tot scandalul cu Florin Manea, cu Florin Bratu, care a spus că nu are ce să caute dacă nu joacă, a început băiatul să joace la Sampdoria, a fost și titular. De când s-a întâmplat acel conflict, a mai jucat 3 meciuri. Unul titular, două a intrat pe parcurs. Cred că e spre rezolvarea ei și am avut explicația în ceea ce a spus Mirel Rădoi astăzi. Pentru că și el e întrebat despre acest lucru și spune că va fi coptat în echipa mare în curând, că probabil va fi titular în următoarele meciuri, că are 3 nume mari pe posturile respective, Screciu, Racovițan și Drăgușin, și chiar s-a gândit ca pe unul dintre Screciu și Racovițan să-l ridice și să-l ia în lotul echipei mari pentru a-l familiariza cu naționala lui. Asta însemnând că Drăgușin va juca acolo, nu? Titular, din moment ce rămân doi pe două posturi. Cred că lucrurile sunt ușor de gestionat din punctul ăsta de vedere, pentru că și Florin Manea e un om de înțeles, e un om, că tot am vorbit toată emisiunea, cu simțul umorului. Da. Și cred că toată lumea e conștientă că nu-i trebuie nimănui un astfel de caz. Cred că va fi spre bine. Bun. În încheiere vreau să vedem un moment din punctul meu de vedere nefericit petrecut la CSEA Steaua, la o grupă de copii și juniori. E un haos total la CSEA Steaua. Am citit perioadă. Da. Se joacă pe fals, se forțează jucători, se plimbă actele, se folosesc licențele unor antrenori pentru alte lucruri. Este un haos absolut total generalizat de la un capăt la cealalt la Academia CSEA Steaua. Ogăraru a fost chemat la raport. Sunt probleme mari. Mergem să vedem ce s-a întâmplat la grupa 2007 de juniori CSEA Steaua. Petrecere cu părinții copiilor, cu alcool, atenție, manele în autocar. La un moment dat un copil primește chiar o sticlă de amuzament, este foarte grav din punctul meu de vedere. Colegii de la ProSport au blurat imaginile pentru a proteja identitățile copiilor. Mergem să vedem despre ce este vorba. Bagă-l, ține-l tactul ceva! Ține-l tactul ceva! Păi ia să vede paharul! Ia, Idris, vină mă cu am! Ia-o pasta! Ia, Idris! Ia, frate! Hai, noroc, Idris! Încă o dată, șoarpii, mă! Hai, Donica, acum, hai! Zi, mă! Ia, zi! 1, 2, 3, 5, șoarpii, mă!
cheia. Lângă tine-am zile cu soare, numai zile bune, fără zile mare. M-aș muta în inimioara ta, încuiem acolo și-a cheia. Lângă tine-am zile. Cătăline! Ia bă, ia să te vadă tacu, hai! Păi cum era, zi, șoarpile, bă! Hai mă, cătă! Iată-i s-au spus aia în față. Fi, vină bă, să te vadă tacu, băi! Da, înainte să îmi spui părerea ta, Marius, vreau să spun celor care sunt deranjați de comportamentul fotbaliștilor, mi-am aminte recent de episodul cu Naționala de Tineret al lui Florin Bratu, nu antrenorii sunt de vină, nu selecționerii, uitați cine sunt cei care cultivă comportamentul, cum să-i spun eu, needucat până la urmă în public, părinții. De la părinți pleacă totul. Păi erau degeaba acolo, am văzut și mame, nu? Da, sunt, da, da. Cum comentezi, cum comentezi și spune cât de mult atârnă pozitiv sau negativ pentru dezvoltarea fotbaliștilor, viitorului fotbaliștilor? Totul e rău. În aceste imagini totul e rău. De la felul în care sunt așezați în autocar, de avalma părinți, fără măști, fără nimic. Fără niciun fel de protecție, până la paharul de whisky, până la, să nu mai zic de muzica ascultată, pentru că astea sunt gusturile. Surprinzător este că, surprinzător și acuzator, dacă vrei, este faptul că totul se întâmplă sub o emblemă istorică. Istorică, da? Pentru că dacă asta se întâmpla la Avântul din Deal, nu la știu unde... Sau mă... Nici acolo nu era de aplaudat, dar până la urmă... Nu, dar parcă ce e. Eu știu ce acolo sau unde... Faptul că se întâmplă sub cea mai importantă siglă a fotbalului de club românesc, da? Arunc așa un... Zici că în filmele astea din nou val românesc, ceva de Corneliu Porumboiu, e ceva, bun, ceva bun. Care nu... Bine, râdem, facem haz de necaz. Lucrurile din punctul meu de vedere sunt foarte grave. Eu chiar m-am copiii enervat. Copiii sunt niște victime ale... Da. Și știi că e ideea, domne, antrenorii de la copii și junior sunt vai de capul lor, de-aia ajung fotbaliștii ăștia cu... Nu, domne, antrenorii de la copii și junior stau cu copiii o oră, două pe zi. Restul, de dimineață până seara, stau părinții cu ei. Asta este problema. Aici e vorba de cei 7 ani de acasă. Din păcate, da. Copiii ăștia, dintre ei, probabil unii vor ajunge fotbaliști de loturi naționale și vor produce cazuri de genul urlat beți prin avioane și nu vom ști de ce. Uitați, asta este. Să dăm înapoi în timp câțiva ani și să ne uităm, uitați, asta părinții. Asta e cronologia, da. Și asta e cauzalitatea, da. Aia se întâmplă. Din păcate. Bun, am ajuns la final. Maestre, îți mulțumesc pentru prezență. Asta a fost. Ne revedem mâine de la aceeași oră la ProSport Live, 19.30. Până atunci, nu uitați ProSport.ro și Liga 2.ProSport.ro pentru cele mai interesante știri din sport. Să aveți o seară frumoasă!